Obiectul declarației politice de astăzi este eliminarea inechităților salariale din sistemul public de sănătate și asigurarea unor condiții decente de lucru medicilor și personalului sanitar din fiecare regiune a țării. Stimate colege, stimați colegi, am solicitat domnului ministru al Sănătății Vlad Voiculescu modificarea anexei numărul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 20, din 8 iunie 2016, care modifică și completează Ordonanța de Urgență a Guvernului 57 pe 2015 privind salarizarea personalului bugetar în anul 2016. În acest sens, am primit mai multe sesizări în legătură cu aceste probleme de la medicii și personalul sanitar care activează în sistemul medical. Astfel, forma actuală generează noi inechități, deși Ordonanța 20 și-a propus să elimine inechitățile salariale din sistemul public de sănătate, care au survenit de-a lungul timpului datorită efectelor cumulative ale ordonanțelor anuale emise, începând cu 2011 și până în prezent. În acest sens, vă solicit sprijinul pentru a determina Ministerul Sănătății să emită un act juridic coerent și complet, în care să se țină cont de modificările și completările propuse de personalul medical cu scopul stabilirii unei salarizări echitabile în sistemul de sănătate. Coordonez grupul de lucru care elaborează programul de guvernare. El este într-o formulă extrem de avansată. În momentul ăsta începem să facem acordurile fine dintre domeniile sectoriale și programul economic general, care cuprinde într-o măsură extrem de importantă. Am remarcat aici și am și notat măsurile pe care dumneavoastră le-ați propus. Și ăsta este foarte important. Deci, domnul Rizoiu, înțeleg că mai sunt încă câțiva dintre colegii noștri aici care urmează să mai vorbească, doar vreo trei, așa, după care va vorbi și Codrin, va vorbi și Gabi. Deci nu, această mare familie social-democrată nu interzicem nimănui dreptul la opinie. Să ne fie foarte clar lucrul ăsta. Și eu cred că, așa ca și dumneavoastră, că ăsta este fundamentul democrației. Deja am avansat cumva dincolo de programul pe care mi-l propusesem și vreau să vă transmit la oaltă cu salutările mele și cu semnul de respect că mă aflu în fața dumneavoastră, evident, și salutul președintelui partidului, care la rândul domniei sale a rămas să lucreze cu acea echipă. Deci dacă nu avem comandantul armatei, că am văzut că vă place lucrul ăsta, este prezent șeful de stat major. Și mă rog, sunt cumva de acord, domnule Neagu, cu locotenenții, deși eu știu că unii dintre dumneavoastră aveți grade ceva mai mari sau ați avut rezerv. Dar în același timp, și nu este redundant lucrul ăsta, bineînțeles că trebuie să remarc faptul că este, sau sunteți de departe, cea mai disciplinată, mai serioasă și mai bine organizată din structurile Partidului Social Democrat. Mi-aș dori, ca și celelalte structuri, și Gabi trebuie să înveți de aici și să stragi învățămintele de rigoare, să fiți la fel de riguroși. Declarație politică. Guvernul trebuie să evite creșterea decalajelor dintre Moldova și restul României. Domnule președinte, stimați colegi, Ministerul Finanțelor Publice a anunțat recent o listă a companiilor selectate pentru a beneficia de ajutoare de stat. Printre cele 6 companii care vor beneficia de ajutoarele de stat în valoare de 621 milioane de lei, nu se află nicio companie din zona Moldovei, cea mai săracă regiune a României. Înțeleg din comunicarea Ministerului că nu a existat printre criteriile de care s-a ținut cont niciun criteriu legat de gradul de dezvoltare a regiunilor din țară. Suntem din nou în luna septembrie, așa încât trebuie să ne străduim cu toții, fiecare la locul la care trăiește, să trimitem copiii la școală. Este acest îndemn numele unei campanii desfășurată în tot județul Hunedoara, care a început, spre satisfacția mea, să devină fenomen. Despre motivele pentru care eforturile să trimitem copiii la școală nu sunt în niciun caz de neglijat în această perioadă,
motivele acestui demers sunt fără discuție clare pentru toată lumea, câtă vreme noi români am început să avem abandon școlar 5% peste media pe Uniunea, în Uniunea Europeană, noi românii, trăitori într-o țară în care multă vreme alfabetismul practic n-a existat. Există o temă controversată în piață și anume posibilă modificarea codului fiscal de către Ministerul Finanțelor. Doamna Ministru a Finanțelor a clarificat faptul că Ministerul Finanțelor nu are de gând să modifice codul fiscal și mai ales prin ordonanță de urgență. Dar în același timp trebuie să atenționez pe primul ministru că este nevoie să le solicite tuturor miniștrilor în această perioadă de campanie electorală până la sfârșitul mandatului să se abțină să mai inițieze orice fel de proiect, de lege sau de ordonanță de urgență sau de ordonanță sau de orice alt act normativ care să aibă ca obiect modificarea codului fiscal. De asemenea, cred că este nevoie de responsabilitate, este nevoie de rațiune, este nevoie de echilibru, este nevoie de prudență, pentru că opinia publică nu trebuie să fie manipulată sub nicio formă, chiar dacă știrile sunt pe surse.